sunteți voi? Costică, Gheorghe, Valentin. Și ce sărbătorim noi astăzi aici? Astăzi sărbătorim ziua bunicii. Exact. Și o iubim pe bunica? Da. Dar de ce? Cum este ea la voi? Bunica este foarte bună. Ea, mama este plecată peste hotare, e foarte mult. S-a întors pe acasă. Dar bunica este foarte mult pe noi a îngrijit și foarte mult a stat cu noi pentru a ne învăța. Și ne-a lucrat. Ia uite ce secret mi-au spus băieții ăștia. Hai, veniți lângă ei și dumneavoastră. Așa. Și spuneau că au cea mai bună bunică, da? Și astăzi această femeie este omagiată, da? Da. Iată așa. Noi vrem să vă felicităm, doamna Vera, cu această frumoasă zi. Și chiar dacă astăzi așa s-a întâmplat să fie cu temperaturi, dar să fii și cu emoții frumoase. Poate așa treci mai repede. Vrem să vă felicităm cu această frumoasă zi. Așa cum au zis băieții ăștia, că este o mare, mare sărbătoare, da? Da. Și bunica este importantă în viața noastră. Da. Pentru că până când mama este plecată, este pe post de mamă, da? Da. Bravo, bunicuța! Un sincer la mulți ani și noi la fel vrem să vă felicităm din partea cuiva care nu poate astăzi să vă pășească pragul, dar ne-a rugat pe noi să venim în locul lor. De ce credeți că e Lenuța? Unde e Lenuța noastră? Cineva care mult vă iubește, cu siguranță toți cei dragi vă iubesc și au pentru ce să vă fie recunoscători. Și au transmis pentru această femeie frumoasă un buchețel de flori. Un coșuleț cu vitamine pentru toți băieții. Pentru băieții ei, așa. Pentru doamna Vera, o surpriză dulce. Da, te rog să dai la un băiețel să te ajute. Și o sticluță de șampanie. Și aici mai este un mesaj de felicitare și el sună, uite așa. Această frumoasă și minunată femeie astăzi este omagiată, iar pentru ea câteva rândurile sunt scrise, iar această surpriză, cu toate cadourile astea frumoase, vine din partea fiicei Natalia, ginerile Nicolae, nepoții frumușei, cum îi cheamă pe verișorii voștri? Cristiana și Amedeia. Deci frumoasele, frumoasele Cristiana și Amedeia. Și spune, uite așa, scumpa noastră, mamă și bunică, noi de aici, din depărtare, îți trimitem cele mai sincere și calde urări de sănătate, de fericire, de bucurii nemărginite. Ești cea mai scumpă, ești cea care ne-a călăuzit pașii noștri, ne-ai dat aripi pentru a atinge scopuri și realizări cât mai frumoase. Îți mulțumim pentru dragostea, afecțiunea și tandrețea ta. De grija ce ne-o porți, îți dorim că de acum înainte să ne fii mereu sănătoasă, iubitoare, gingașă, fericită și apreciată, fie ca cerul să fie mereu senin deasupra dumitale, iar soarele să-ți încălzească sufletul. Ce bine e când ai o mamă și te așteaptă undeva, în zori de zi, în prag de var, în orice zi, a te vedea. Cu drag, cum spuneam, să te zămini din partea fiicei Natalia, ginerilor și a copilașilor lor frumoși. Mulțumesc, Natasha, mulțumesc, Colea, Cristiana și Amedeia, vă mulțumesc mult și sănătoși, să ne întâlnim sănătoși cu pașii. Spuneau că de mult timp n-au mai fost la mamă. Și ce-am mult timp a trecut, dar vă duce dorul și cu mare drag așteaptă să revină la acea femeie minunată care i-a dat viață, la acea femeie, la floarea asta de primăvară, care este stâlp și ajutor în toate. La mulți ani, doamna Vera, aveți și un nume foarte frumos, Vera, credință, da? Alături de această femeie totul este posibil, așa este băieții. Bravo! Și cum cântăm noi când este o zi de naștere? Cântăm așa să ne audă vecinii cum cântau și ăștia cu mașina, da? Cântăm? Toți împreună. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine?
cine să trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani. Cine? Bunica să trăiască, bunica să trăiască la mulți ani. 1600 de ani, da? Da. Ai și un pupic la bunica. Ce? Poate și mai mult. Și mai mult. N-are atâta. Mai trăiască? 85 de ani are. 58. 85 de ani are. Prețuită scumpă la. Să-mi o